Zice, mă, că am datorii, mânca iar câinii să-i mănânce de nemeni. Și tot timpul scrie de mine că s-a amărâtă, că nu știu ce. Mă, eu n-am nimic, mă, eu am bani, uite. Nu, nu sunt amărâtă. Am de toate. Nu-mi lipsește nimic. Am bani în bancă. Așa. Îmi fac, uite, acum sunt la cosmetică, mă răsfăț și îmi face o mască cu aur. Simt foarte bine, mi-a scos toate punctele negre, mi-a făcut masaj, mi-a făcut tot ce se poate face la, de la cosmetică de elită, nu oriunde. Deci nu m-am dus oriunde, așa, la Țața Leana, la Șanț. M-am dus la cineva care este expertă, a făcut studii în străinătate. Păi dacă înțelegi? Faceți măști cu aur, e clar că nu sunteți săracă, așa cum zic unii. Păi, bă, eu nu sunt săracă, mă, eu am de toate, dar nu știu de ce, de ce își bagă mereu nasul să mă, să-mi vorbească urât de mine. Dar cine sunt colegii ăștia? Nu știu, măicuță, sunt tu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu vreau să dau nume, în primul rând, nu vreau să le fac reclamă. În al doilea rând, sunt rău, rău făcători. Lene Cască, am făcut festivalul Saveta Bogdan, care îmi poartă numele. Lene Cască, sunt la televizor toată ziua. Lene Cască, am spectacole. Un spectacol la Braza, la Maia, într-un oraș de zilele orașului. Am avut peste tot, am. Asta este. Deci n-am nevoie de mila lor. Eu am tot ce-mi trebuie, nu-mi lisește nimic. Aveți și pensie pe de altă parte. Da, am o pensie, dragă, am o pensie foarte bună. Am, mă descurc. Ce plus, înseamnă foarte bună? Măi, mă apropie de 20 de milioane. Da, deci sunt foarte bine. Acum am auzit că ne mai mărește și foarte bine, înțelegi? Plus cântările, că numai e pandemie, aveți și cântările. Plus cântările, am cântat și la restaurante și la nunți și la petrecere. Am avut de toate și am în continuare. Fica dumneavoastră vă ajută din America, vă trimite bani? Nu, niciodată nu am apelat la Cătălin la cu 5 bani. Fata m-a întrebat, mamă, ai nevoie? Spune-mi când ai nevoie, că eu îți dau strimit cât ai nevoie. N-am nevoie, mamă, eu n-am nevoie. Să aveți voi, să fiți voi sănătoși, eu n-am nevoie de nimic. Spuneți că ați făcut, bine... făcut economii și că ați băgat bani la bancă. Pentru ce îi țineți la bancă? Mama a făcut economii pe timpul lui Ceaușescu. Eu m-am pregătit terenul. A, sunt bandă de mulți strânși. Bandă de mulți strânși, nu de acum, cu ăștia. Păi și pentru ce îi țineți? Păi țin acolo pentru că e strict necesar. Ferească Dumnezeu, ți apare operație să nu apară, că nu am nevoie. Să am și eu pentru mine, pentru când voi muri. Orice om își adună acolo, să aibă acolo o rezervă, nu? Pentru când o spune, păi dacă muriți, ce mai aveți nevoie de bani? Da, dar vreau să se facă un parastas mare, să fac și eu ca... Nu vreau să râd acum, știi, că am masca pe față. Vreau să fac și eu acolo, la noi, să fac pomeniri foarte mari. Dar încă mai am de trăit încă vreo 50 de ani. Clar, așa să se strângă dobânda la bancă. Să strângă dobânda la bancă și să vadă dușmanii că trăiesc, că sunt bine. Ce crezi că așa cu una, cu două? Dumnezeu mă iubește că fac bine la oameni. Dau la săraci pe stradă, fac punguțe cu mâncare, le dau și haine, dau de toate. Auziți, dar prețurile au explodat în ultima perioadă. Simțiți că de la lună la alta bugetul se subțiază? Da, este adevărat, așa este. Simțim ca orice om, toată lumea simte chestia asta, că te duci în piață, kilul de roșii are alt preț. Ouăle au alt preț, vinetele au alt preț. Că mi-a zis cineva, nu vrei să faci vinete sală, asta zacuscă, nu fac, mamă, că n-am pentru cine. Zic, da, dacă ar fi să fac, aș face. Dar deși că sunt foarte scumpe, dar făceam vreo 10 borcane așa pentru fată, dar dacă nu că nu-mi permit, îmi permit, dar n-am timp să le fac. Cam tot timpul chemări la televiziune, la cântare, peste tot. Și n-am timp să stau să mi le fac, doar să-mi iau o femeie să vii să mi le fac acasă. Înțelegi? Dar până la urmă o să fac și chestia asta, să văd. Femeia să vă facă zacuscă, dumneavoastră să stați la cosmetică. Da, bineînțeles. Uite,
m-a răsfățat, uite aici de la ora 11 și ceva mă ține numai masaje, numai puncte negre, numai mi-a scos tot coșul, tot. Păi am o față ca de 20 de ani, nu mă dau până de 20 de ani. Față de bebeluș. Când vii aici la fata asta, o să o cunosc, vezi tu cum lucrează. Mă bucur că ați lămurit acest episod, că sunteți bine financiar și că Foarte durerile rele. bine sunt financiar, foarte bine sunt. Să nu-mi ducă grija nimeni. Să nu mai zică că sunt pe ultimul drum, să mai zică că să duc, că una a zis că tot așa au scris în ziar că sunt la spital, că sunt, să ne rugăm pentru ea că se operează. Ce operație, domnule? Eu n-am avut în viața mea o operație. Dar vezi, nu știu ce se întâmplă cu oamenii ăștia foarte răi. Dumnezeu să-i aibă în grijă, nu le doresc rău decât binele, să-i aibă în grijă Dumnezeu. Știți vorba aia, eu nu blestem, dar dar ar Domnul și Maica Domnului. Și să strângească pe față.